Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan. Bine v-am regăsit la un nou episod. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan. Bine v-am regăsit, mă bucur și eu. În episodul trecut am vorbit despre una din scrierile lui Ion Vianu. Câteva cuvinte pentru cei care nu știu mare lucru sau nu știu informații reprezentative despre Ion Vianu. Da, o mică sinteză, pentru că în primul episod vorbeam mai pe larg, să spunem așa, despre biografia lui. S-a născut în anul 1934, s-a stins anul acesta chiar recent. Se naște în București. Tata, criticul literar Tudor Vianu, foarte cunoscut, poate mai cunoscut decât fiul, mama Elena Irimescu, fiică de medic, da, dintr-o familie bună bucureșteană, deci iată, vorbim de un om de cultură român și bucureștean. Dacă mi se permite o paranteză, ar fi bine să nu ignorăm cultura română și să ne uităm nu doar dincolo de graniță, spre Occident, cum e bine să ne uităm, de acord, dar ar trebui să știm că și în limba română și în spațiul acesta au existat mereu oameni care merită reperați, merită citiți. Ion Vianu e unul dintre aceștia. Din fragedă copilărie, după cum se povestește, a dat dovadă de o inteligență aparte și de o poftă de lectură pe care i-a cultivat-o cu pregădere tatăl, care i-a fost, cum zice el, primul dascăl. Descoperă încă din adolescență bibliotecile publice și are cu acestea o relație, dacă pot să zic, în sensul că împrumută cu asiduitate cărți din diferite domenii pe care le citește, iar în anul 1952, pentru o scurtă perioadă, un an și ceva, universitar, se înscrie la filologie, dar își dă seama că nu e pentru el. Acum știu că sună ciudat, el a devenit totuși scriitor și încă, iată, un condei talentat, dar în afirmațiile lui ulterioare spunea: am simțit că domeniul acesta umanist mă depărtează de viață, de viața reală. Am vrut să urmez o școală, respectiv o profesie care să mă apropie mai mult de om, dar pe o cale științifică. Și când face schimbarea, când virează spre medicină, pentru că el va deveni medic psihiatru, absolvă în 1960, o face tocmai ca să fie mai mult în realitate decât în lumea ideilor, a metaforelor. Ei bine, devine un medic apreciat, devine cadru universitar la București, începe să colaboreze, bineînțeles, în ascuns cu Europa Liberă și alte organizații anticomuniste, cu precădere intră în legătură cu Paul Goma, marele dizident anticomunist, iar în 1977 emigrează definitiv în Elveția. Aflându-se în Occident, continuă lupta împotriva regimului totalitar comunist și ajunge să fie una dintre vocile de la postul de radio Europa Liberă. După Revoluție se întoarce de îndată în țară, simțind aceasta ca o datorie față de țara pe care, iată, o părăsise într-o manieră fortuită, și scrie constant la reviste culturale, precum Dilema Veche, Revista 22, România Liberă și altele. De asemenea, începe să publice, avem cărți de memorialistică, aș menționa aici Amor Intellectualis, un roman autobiografic. De asemenea, avem roman, da, avem romane, ficțiune, cum ar fi Arhiva Trădării și Amâniei, și de asemenea scrie destul de mult în domeniul esteticii. Avem Blestem și Binecuvântare, Investigații Mateiene Apropieri, Elegie pentru Mihai, Frumusețea va mântui lumea și alte eseuri. Am menționat această carte ultima, pentru că tocmai din această carte vom cita. Păi să cităm atunci. Oamenii iubesc viața, dar nu fără limite și necondiționat. Observațiile pe care le pot face psihologul, psihiatrul, sunt cât se poate de instructive. Pentru unii, viața merită să fie trăită în cele mai grele, chiar atroce condiții. Privarea de libertate,
mizeria absolută, bolile cele mai invalidante și mai penibile, nu pot diminua pentru unii iubirea vieții. Simplul fapt de a exista este, în raport cu neființa, un privilegiu atât de mare, încât viața trebuie trăită și prelungită cu orice preț. Nu este o atitudine religioasă. Ea pornește din străfundurile vitalității. Dar este atitudinea adoptată de religiile derivând din tradiția monoteismului iudaic, este, ca să zicem așa, atitudinea oficială a acestor religii. Religiozitatea deturnează întrucâtva această privire integral pozitivă, iubirea vieții, justificându-se prin iubirea lui Dumnezeu. Totuși, chiar așa, viața rămâne valoarea supremă, de vreme ce în creștinism Dumnezeu însuși s-a întrupat pentru a oferi oamenilor o șansă de a iubi viața. Ce frumos! Păi să rămânem cu acest fragment. Aproape am putea închide emisiunea și să-i invităm pe ascultători să citească toată cartea. Prin urmare, sacralitatea vieții este inspirată de creștinism. Da, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce sugerează Ion Vianu, și vă rog să primiți și această perspectivă, sacralitatea vieții ar trebui să o privim cumva într-o manieră intrinsecă, adică viața e sacră în sine. El vrea să spună aici, pot să nu fii religios, pot să nu ai trăiri mistice înalte, pot să nu te atașezi într-o manieră concretă față de creștinism, într-o variantă, nu știu, confesională anume. Și în același timp poți să iubești viața. Adică viața poate fi iubită, valorizată în sine. Ea are o valoare în sine. Legătura pe care Vianu o face în finalul fragmentului și care sigur nouă ne cade foarte bine în mediul creștin, este că dacă Dumnezeu în creștinism se întrupează, acesta este un elogiu pe care Dumnezeu însuși îl aduce vieții, astfel încât prin întrupare sau datorită întrupării există această sinonimie între viață și Dumnezeu. Dumnezeu este viața, viața este Dumnezeu. Adică putem să ducem lucrurile până acolo în condițiile în care mergem pe calea religiei. Bun, noi aici mergem pe această cale, doar doream să nu pierdem din vedere că în sine viața are valoare. Și iată, ne față în față cu toate teoriile care ne sabotează, eu știu, etica noastră creștină. Ce facem cu eutanasia? Ce facem cu toată știința laboratoarelor care vorbește despre producția in vitro? Și am pus intenționat termenul de producție. Până la urmă, ne putem produce organele în felul acesta și ne putem reînnoi trupurile prin culturi pe care le putem face acolo. Ce facem cu clonarea? Exact. Ce facem cu toate aceste elemente care vorbesc despre viață în alți termeni decât cei pe care Ion Vianu îi enunță aici, în alți termeni decât cei pe care Biblia îi menționează? De-a lungul secolelor, nu putem să nu observăm asta, pe măsură ce lumea s-a civilizat, s-a modernizat, și acum nu am spus într-un mod negativ, dar nu sunt ironic. Cu toții ne simțim confortabil că trăim într-o lume totuși civilizată, cu apă la robinet, cu electricitate, cu internet, cu mâncare relativ ieftină totuși. Atenția ar trebui să fie să nu mâncăm prea mult, nu invers. În condițiile în care, nu cu multe secole în urmă, ascultați-mă bine, nu cu multe secole în urmă, era mare sărăcie peste tot în lume. Era mare neputință. Era mare neștiință de carte. Ori trăim vremuri privilegiate. Au acestea niște riscuri? Evident că au. Dar n-am mai face schimbul, adică nu ne-am întoarce în rudimentar, în evul mediu, să zicem. Bun. Pe măsură așadar ce avansăm spre această comoditate, siguranță, civilitate, ați văzut că am spus civilizație, civilitate. Viața a căpătat o tot mai mare valoare,
Pentru că omul, pe cum se deșteaptă, pe cum devine mai sigur pe ziua de mâine, pe cum se simte mai valorizat, pe cum își dezvoltă medicina și igiena și toate care prelungesc până la urmă viața, pe cum vede că viața se lungește, speranța de viață a crescut și multe boli se tratează, nu? Adică ți se dă, câte vieți trăim noi, nu? Acum, mai multe vieți, în sensul că ne operăm și ne facem bine și iarăși continuăm. Deci omul trăiește mai multe vieți în raport cu ce a fost. Viața însă a câștigat foarte, foarte mult teren și ca să ajung la provocarea pe care ați ridicat-o, care este pericolul aici. Pericolul este că omul să ajungă să manipuleze viața prin eutanasie, prin producția in vitro, prin clonare, prin mutarea oamenilor sau a unora dintre noi pe alte planete. Foarte mult se discută și se investește în povestea asta, adică să ne mutăm măcar o parte pe altundeva, prin alte părți. Aici cred că este o manipulare a vieții. Aici cred că este un derapaj, dar n-ar trebui să anulăm ce a fost până aici, adică și să tezaurul odată câștigat ar trebui păstrat, adică valoarea vieții, iubirea față de viață, vitalitatea, condițiile de viață ar trebui păstrate. Numai să ne putem opri la, cum să zic, la timp, la graniță. Cred și eu că cu acestea s-a mers deja prea departe. Acum, cred că în ciuda progresului pe care l-am adus, sporului de confort, de belșug alimentar, de creșterea speranței de viață, tot nu putem să mascăm, hai să-l citez exact pe el, mizeria absolută, boli invalidante. E bine, toate aceste realități, în ciuda confortului și a descoperirilor științifice, nu pot fi ignorate. Ce face omul față în față cu suferința? Iar răspunsul acesta cred că are nevoie de niște resorturi religioase. Fug, mă eschivez, evadez în eutanasie, condițiile degradante în care se desfășoară această viață justifică oprirea ei, îmi arog acest drept de a opri, de a curma o suferință oprind viața? Da, iată întrebări spinoase. Aș spune că sunt două paliere aici. Palierul fizic este că un om când ajunge într-o neputință cronică și irreversibilă și calitatea vieții lui scade, vieții fizice mă refer, poate și psihice. Totuși în aceste vremuri, un asemenea om este mai bine tratat ca întotdeauna. Adică niciodată înainte el n-a avut parte de o igienă ok, de un tratament de calmante, dacă ne gândim la durerile terminale. Cândva oamenii se stingeau în aceleași dureri, să zicem așa, dar necalmate. Deci, să fim bineînțeleși, omul actual, față în față cu suferința care este mereu aceeași, bolile sunt acolo, necazurile, de acord, dar omul actual este privilegiat. Noi suntem privilegiați, că dacă vom ajunge în situația aceea, vom fi tratați din toate punctele de vedere mult mai bine decât au fost înaintașii noștri. De acord. Problema este pe cealaltă parte. Și în timpul în care medicina își face datoria, toate serviciile sociale își fac datoria, infirmierii, infirmierele vin să ne schimbe, Bun, în timpul în care totul funcționează, da? Conform graficului, ce e cu noi, ce e cu mintea noastră, ce trăim noi. Ori aici cred că ajungem la necesitatea stringentă a unei relații pe care să o nodăm cu Dumnezeu măcar în acea suferință, măcar când am ajuns la greu. Necazurile pot să fie scurtături spre Dumnezeu sau pot să fie ocazii în care omul să se împietrească definitiv și să se întoarcă, nu, cu rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Aș pleda pentru prima variantă, pentru că suferința oricum nu ți-o ia nimeni, nu? Ba din potrivă, ea devine mai degradantă. Atunci, măcar să sporim în cele sufletești. Știți, a treia epistola lui Ioan, adresată lui Gaiu, și spune, mă rog, ca să-ți sporească sănătatea, precum îți sporește sufletul. Gaiu mergea bine cu sufletul, se pare, era
în regulă, avea o relație bună cu Dumnezeu, cu Ioan, cu biserica, se implica, doar că era cam bolnav, nu știm detalii, dar clar, nu? Era bolnav. Și spune, să fii sănătos și cu trupul, cum ești cu sufletul. Asta este rarisim, nu? Când cineva, cuiva îi merge bine cu sufletul. Citeam prin Filocalie, la mai mulți autori, care abordează problema bolii, a suferinței fizice și nu numai. Și aproape toți ajung la aceeași concluzie, poate e bine să o auzim. Ei sfătuiesc, nu-L ruga pe Dumnezeu de îndată să te vindece, nu-L ruga de îndată să te vindece. Nu veni înaintea Lui copilărește, nu veni înaintea Lui Dumnezeu obsesiv. Vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă. Nu transforma vindecarea în unicul scop al vieții tale, chiar dacă tu ai mare nevoie de ea. Un om bolnav are mare nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Nu, ci tu roagă-te așa. Doamne, fă-ți voia ta prin boala aceasta care tu ai îngăduit-o. Și după ce-ți faci voia, Doamne, ia-mi boala, te rog. Ce frumos! Da, foarte mult m-a sensibilizat și pe mine și aș vrea să fiu pregătit și eu la modul acesta. Doamne, fă-ți voia, adică nu e fără voia ta, adică eu ceva trebuie să învăț de aici. Eu am nevoie de timpul acesta cu toată suferința care, nu, inerentă. Dar după ce ți atingi scopul, da, fă-mă bine din nou. Deci scopul n-ar fi până la urmă numai vindecarea. Noi știm că trupul acesta oricum trece, îmbătrânește, se degradează, tot murim cândva. Dar e important ca în acest proces de degradare să nu ratăm lecțiile. Da, bine lecțiile spus. Lecțiile care vorbesc despre eternitatea sufletului nostru, despre în ce direcție ne îndreptăm până la urmă ca ființe umane. Sigur. Paragraful pe care l-am citat începe cu o afirmație și se sfârșește în același ton. Oamenii iubesc viața, iar finalul paragrafului, Dumnezeu s-a întrupat ca să li se ofere oamenilor o șansă de a iubi viața. Semn că oamenii iubesc viața în sensul în care vreau ca viața mea să fie de calitate, în momentul în care ajung în suferință, aș prefera mai degrabă o ieșire decât să rămân aici. Atunci când trăiesc în mizerie absolută sau în boli invalidante, aș prefera mai bine să fiu dincolo decât aici. Nu uităm afirmația apostolului Pavel care spunea, aș vrea mai degrabă să fiu dincolo, dar de dragul vostru mai rămân încă aici. Semn că e vorba de altceva decât viața biologică în sensul pur. Nu uităm că este un psihiatru care scrie acest text și care vorbește despre oameni care iubesc viața ca o formă de, eu știu, autoconservare, un instinct pe care l-ai până la urmă urmei să-ți protejezi și să-ți menții cât mai mult viabilitatea și a iubi viața în sensul în care o trăiești, o exprimi și ai fost cunoscut de Dumnezeu, înseamnă altceva. Da, și eu mai cred de asemenea și sugerează cumva textul că viața trebuie trăită și într-o manieră compensatorie, în sensul că nu întotdeauna toate planetele se aliniază, nu? În sensul că, din punct de vedere fizic, poți să fii uneori cu o sănătate precară, nu? Cu o anumită boală, poate o dizabilitate, poate o boală cronică, pentru care e tratament toată viața sau restul vieții. Bun. Acolo, într-adevăr, este o situație, o durere, o suferință. Dar trăiești cu ea, adică mă refer la acelea cu care trăiești. Ai grijă? Bun. Te menajezi? E tratamentul? Ești cu minte? Bun. Oare o asemenea situație nu ne cheamă ea la a ne dezvolta în planul celălalt mai mult, nu? În a trăi viața interioară, viața sufletului, în a ne dezvolta spiritual, dar nu numai spiritual, a ne dezvolta intelectual, mental. Cu toți am cunoscut oameni sau am citit biografii ale unor oameni care s-au născut cu anumite dizabilități fizice sau le-au dobândit în timpul vieții și care unii dintre ei au reușit să fie geniali, dar nu fizic, nu puteau să fie fizic, dar mental, dar intelectual. Și-au găsit vocații uimitoare, cu niște rezultate uimitoare. Au intrat în istorie cu o mână, cu un picior, cu un plămân, cu un, mă înțelegeți, cu, sau fără vedere. Sau fără auz, au scris simfonii. Sau fără auz, au scris simfonii. În fond despre asta vorbim, adică
Adică să ne supărăm pe viață, ușor te poți supăra pe viață. Pentru că rar ni se aliniază planetele. Cei mai pesimiști dintre noi spun că niciodată nu se aliniază dacă stai bine să te gândești. Ei spun când suntem optimiști, de fapt n-am stat bine să ne gândim. Ok, preferăm asta. Dar dacă oricum lucrurile merg în parțialitatea lor, cum zice Eclesiastul, și el spune că toate sunt parțiale, toate sunt vremelnice, toate sunt trecătoare, atunci hai să luăm de la viață elementele acestea compensatorii. Am ajuns în spital, dar sunt bine în sensul că mă fac bine. Folosesc timpul acela ca să citesc, și așa n-am citit în ultima vreme, ca să-L mărturisesc pe Domnul în stânga și în dreapta, evident, în salon, nu mă duc în misiune în Africa, dar și așa nu mi-am făcut timp să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. Eu am auzit asemenea mărturii, sunt salutare, nu? Par banale, dar ele... Am o convalescență lungă, slavă Domnului că mă fac bine. Nu mă bucur de convalescență, dar de la o zi la alta se îndreaptă lucrurile. Rezultatele sunt mulțumitoare. Ce fac eu cu acea perioadă? Hai să o fructific, hai să fac ce n-am făcut, vedeți, compensatoriu. Hai să repar ceva ce am stricat cândva și așa mai departe. Dacă revenim la religiozitatea pe care o plasează Ion Vian în textul acesta, în comparație creștinismul cu celelalte religii, evident că avem mai multe filozofii de viață care vorbesc despre viața de dincolo, de reîncarnare, de teorii diferite cu privire la viață și ce se întâmplă dincolo de mormânt. Faptul că plasează iubirea de viață în contextul iudeo-creștin, al Dumnezeului care moare pe cruce, se întrupează ca să ne dea adevărata perspectiva vieții aici și acum și dincolo. E interesant că ambele sunt surprinse. Creștinismul nu anulează viața aceasta, din contră o fructifică și o face maxim de prolifică. O vitalizează, putem zice. Exact. Dar toate acestea printr-o semnificație a ceea ce se întâmplă dincolo de mormânt. Da, spre deosebire de alte tradiții religioase, creștinismul este profund ancorat în eschaton, în ceea ce vine, în, cum zice crezul, viața veacului ce va să vie. Așa se încheie crezul. Deci noi când rostim crezul, noi ne ducem până dincolo cu rostirea și sper și cu inima. Da, credinciosul, creștinul, trăiește în proximitatea veșniciei, la granițele ei. Da, el știe că a început deja povestea eternă pentru el și moartea e o trecere. De aceea, în creștinism, moartea este o celebrare, o trecere, un pas grațios dincolo. De aceea creștinii nu se jeluiesc precum necreștinii. De aceea orice scenă terifiantă de jale și de sfâșiere este, aș zice, nepermisă într-un creștinism asumat. În sensul că va fi o reîntâlnire, în sensul că va fi o înviere, adică toate acestea ar trebui să însemne ceva, mai ales atunci, în toată suferința. Cred că un creștin, da, se întristează, vorba apostolului Pavel, dar ca unul care are nădejde. Sigur că se întristează, sigur că jelește, normal, dar ca unul care are nădejde. Adică e mare lucru să mizezi pe cartea creștină, cred, și din punctul ăsta de vedere, sau poate în primul rând din punctul ăsta de vedere. Zice apostolul Pavel, dacă ne-am pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Tocmai asta vrea să sublinieze, noi nu jucăm ultima carte pe viața aceasta, care e așa cum e, o vedem cum e și o să mai vedem, ci noi jucăm, de fapt, cartea finală, da, asul de pe mânecă, îl jucăm pentru viața de dincolo. În fond, noi suntem cu fața într-acolo, cu inima într-acolo, cu gândul acolo. De aceea și iubim viața, pentru că, de fapt, asta înseamnă viață. Sigur. Viața nu înseamnă doar, eu știu, ani în care mergi la serviciu, te realizezi profesional, îți crești copii. Viața înseamnă mult mai mult decât atât. Și îmi place că această definiție a vieții transpare din textul pe care noi l-am luat, dincolo de suferința ei. Viața înseamnă ceea ce ne-a învățat Iisus că înseamnă. El a venit și a trăit exemplar. Avem un model exemplar, avem doar unul, dar e de ajuns. El ne-a arătat cam cum se face, cam cum se trăiește. Sigur că nu avem detaliile exhaustive, nu, ale vieții sale.
vorba lui Ioan, dacă s-ar fi scris toate, nu mai încăpeau cărțile, vrând să ne arate cât de multe s-au întâmplat, cât de plenar a trăit Hristos. Dar ni se dau în Evanghelii suficiente ca să ne facem o idee cam cum s-ar trăi. El umbla din loc în loc, zice Marcu, pare mi se, și făcea bine. Și propovăduia împărăția. Atât de mult îmi place făcea bine, știu că nu e așa de spectaculos ca și propovăduia împărăția. Dar ați văzut, făcea bine. Sună natural. Da, da, făcea bine. Și acolo se folosește pentru bine cuvântul agatos, care este binele făcut de om, binele pe croiala umană, pentru că este un alt cuvânt pentru bine sau bun, este kalos, care este asociat cu zeii, cu Dumnezeu. Dar acolo zice că făcea bine, adică făcea și el binele pe care și noi l-am putea face. Până la urmă, el spunea că vom face lucrările lui, ba chiar altele mai mari. Sigur. Prin urmare, invitația există de a trăi la parametrii aceia. Hristos vine și moare ca să descoperim adevărata viață și nouă ni se spune că această viață este în noi deja. Puterea care l-a înviat pe Hristos este, locuiește în noi. Ne ridică la standardul acesta. Prin urmare, n-ar avea sens să ne comportăm ca niște oameni morți, spiritual, amorfi, lipsiți de pasiune, de perspectivă, de speranță, din moment ce viața e înăuntru. Da, subscriu. Uitați-vă la oameni în suferințe terminale, dar care au credință, cum traversează ei cu câtă demnitate și cu cât optimism, deși nu sunt naivi. Ei știu că nu se vor mai face bine niciodată, dar au o serenitate, au o stabilitate mentală. Nu spun că nu au căderi, cum să nu aibă, au o sincope, avem noi, care relativ o ducem bine, cum să nu aibă ei, dar acelea sunt amănunte. Dominanta e alta. Să ne amintim cum facem adesea în aceste dialoguri de cei care au suferit în temnițele comuniste, care au suferit tortură, unii n-au mai ieșit de acolo. Cât de nefericiți trebuia să fie ei și mărturiile lor sau despre ei sunt uimitoare. Au reușit să găsească acolo o bucurie supranaturală, nu? Supraumană. Au reușit să găsească acolo niște argumente pentru viață, auzi, argumente pentru viață într-un spațiu al morții și al torturii, tu găsești argumente pentru viață, tu te bucuri de viață. Mi-aduc aminte, în memorii, Bartolomeu Anania povestește că de câteva ori în temniță a avut parte să se intersecteze cu binele, binele uman săvârșit de oameni. Și o parte din acel bine, într-adevăr, într-o cantitate mică, acolo era mult rău și puțin bine. Dar totuși binele, din când în când ieșa la suprafață, a zis că binele acelea de cele mai multe ori a venit de la gardieni, de la unii gardieni, în anumite momente. Am vrut să duc ideea până la capăt ca să înțelegeți că nu e vorba de colegii de celulă care ar fi, unde ar fi de înțeles. Un gardian care te lasă un pic mai mult într-o situație în care regula era clară, un gardian care strage cu ochiul, spunea el. Dar nu te aștepta ca să-ți facă o mică facilitate, care noi astăzi nici n-am prețuit-o sau n-ar însemna nimic. Dar... Sau care îți dă o bucată de pâine în plus sau care te transferă la spital, rog, la spitalul penitenciarului, ca un pic să-ți revii după o tortură, mai ales după ce ai fost torturat. Sau... Foarte interesant, zice, am văzut binele la cei la care te aștepți să vezi numai răul, numai răul, numai nenorocirea, numai durere, la furnizorii aceia de durere. Eu am văzut binele, da, și acționează binele. Prin urmare, iată în mijlocul suferinței, cum erau temnițele comuniste, dacă ai ochi, ochiul curat, nu? Vezi viața și binele. Privilegiul de a fi este atât de mare, spunea Ion Vianu, pur și simplu de a exista, încât trebuie să lupți pentru viață. Nu orice viață, ci viața care vine din Dumnezeu și care dă cu adevărat sens. Frumoasă descriere, frumoasă discuție. Ion Vianu, Frumusețea va mântui lumea și alte eseuri a fost titlul textului pe care l-am preluat pentru discuția de astăzi. Vă doresc toate cele bune, mulțumim că ne-ați urmărit. Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.